Înalt Preasfinția voastră, în urmă cu 14 ani, vrednicul de pomenire Înalt Preasfințitul Bartolomeu l-a hirotonit ca preot pentru spital pe părintele Nicolae Colț. De 14 ani face voluntariat. De 14 ani, în fiecare săptămână oficiază taina Sfântului Maslu și ori de câte ori este chemat la căpătâiul bolnavului pentru a-i reda speranța în sănătate, părintele Nicolae Colț a fost cu adevărat ca un sfeșnic care a luminat atunci când viața s-a stins la căpătâiul fiecărui bolnav. De aceea propunem în apă Sfinției voastre să acordați distinția de iconop cu dreptul de a purta brâu roșu. Poruncește în albra Sfinții de Părinte spre cele ce vi se aduce înainte, preacucernicul și alesul de preoț Nicolae, spre a fi rotesit iconom. Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce toate conțelepciunile le economisește și prin economia după trup ai lucrat mântuirea noastră, Cel ce pe înțeleptul econom care bine a economisit, l-ai lăudat, ca pe un stăpân al casei, binecuvintează-l și pe rolul tău, preotul Nicolae, spre a se face econom și îl împotrivește și îl întărește pe dânsul, ca în credință, cu înțelepciune, cu bună plăcere, să facă misiunea bisericii tale și să economisească lucrurile și averea bisericii. Pentru ca astfel făcând și astfel slujind, să se învrencească de bucuria celor ce bine au întrebuința talanții, cu rugăciunile și mijlociile prea binecuvântate stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria și ale Sfântului Erar, Nectarie din Echină. Smerenia noastră prin Harul întru tot Sfântului Duh te prohirisește pe tine, preacucernice Părinte Nicolae, iconom în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Vrednic este. În albă Sfinția voastră, iubiți credincioși, este lucru știut că minunile se fac prin oameni.